cântărește 10 kg, are 3 km, iar confecționarea lui a durat aproape un an. Vorbim despre un șnur de mărțișor uriaș. A fost croșetat de o femeie din Arad care vrea să ajungă în cartea recordurilor. Mărțișorul record poate fi admirat la un târg din capitală. Un an a croșetat femeia la șnurul de 3 km. De ani de zile visează să ajungă în cartea recordurilor. Am făcut un kilometru. Am tot zis că doar intrăm. Am făcut doi, nu, am făcut trei. Acum e aproape sigură că a reușit să confecționeze cel mai lung șnur de mărțișor din lume. A mers cu el la numeroase târguri pentru ca oamenii să-l vadă. Au existat chiar și doritori care erau gata să scoată din buzunar sume record pentru a avea acasă un astfel de mărțișor. Femeia e însă hotărâtă să nu-l vândă până când reprezentanții cărții recordurilor nu îi vor recunoaște realizarea. Acest șnur de mărțișor este croșetat. Am vrut să arătăm că asta e tradiția noastră românească, roșu și alb, mărțișorul tradițional. Și am vrut, așa m-am gândit, că poate reușim să ajungem în cartea recordului. În comparație cu șnurul uriaș, mărțișoarele obișnuite au fost mai mici ca niciodată. Sunt făcute din lut, pictate manual, cu acrilice, cu tempera. După aceea le sunt lăcuite ca să aibă aspectul acesta mai îngrijit. Tot la târgul din capitală, un bărbat din Brani a delectat pe cumpărător cu o brânză de burtuf gustoasă și uriașă, 120 de kilograme. Aproape 800 de kilograme de lapte, după care ce s-a închegat în fiecare zi, adică nu tot odată. Și s-a pus cașul la dospit, frământă să dea la mașină, după aceea se bagă în burduf. A reușit în doar câteva ore să vândă mai bine de jumătate din brânza uriașă.